în sfârșit, Weebill Lab, Zhiyun, concurentul Roninului, primul challenger așa pentru Ronin, ca să zic așa, cu o noutate, respectiv un gimbal pentru camere mirrorless, mai ușor, compact, ușor de cărat și ușor de folosit, cu o chestie inovatoare, respectiv un mâner care se scoate de sub și se pune deasupra. Hai să-l desfacem și după aceea să-l testăm. Ce părere aveți? Corect corespunzător cu toate chestiile de rigoare și etichetele și... Weebill Lab, doamnelor și domnilor, cam așa arată cutia. Are o mânere aici. Da, este împachetată într-adevăr premium, nu mai este, vor să arate oamenii că nu este un brand slab. Păi să vedem ce e înăuntru. Sigiliul este aici. Și cam așa arată. Cam așa arată, hai să-l vedem, are două etichete aici, să arată că sunt tot așa. Șap. Baterii, quick plate release. Plate, nu știu ce. Celebru mâner care se transformă în trepied sau în stativ. Cabluri. Hai să-l asamblăm rapid, pare destul de bine lucrat. Hai să vedem dacă într-adevăr este așa cum îi se face reclamă. Scos din cutie, vine cu motoarele blocate, respectiv țac, țac și țac la spate. Aici se pun bateriile. O să-l deblochez înainte să îl desfac, pentru că am chestia asta care trebuie să o dau jos. Doamnelor și domnilor, power on. Maybe. Așa, ca să ne înțelegem, o să facem balansare. Balansarea care... Se face în felul următor, are chestia asta unde scrie this side up. Am blocat toate motoarele, are chestia asta să te asiguri că este pusă cu ea în sus. Și le luăm pe rând. Deblocăm primul motor, respectiv acesta, și vedem dacă în față și în spate este balansat. Ăsta este rezultatul la care trebuie să ajungem. În permanență, camera trebuie să rămână cum am așezat-o, să nu plece, adică centrul de greutate să fie pe axă. Deci, eu acum o să-i dau drumul, să vedem și noi, pam, pam, dacă e în regulă ce am făcut pe aici.